Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știri, sunt Miruna Mihailovici. Iată cele mai importante informații. Cel puțin 18 spitale din țară au fost atacate cibernetic noaptea trecută, iar specialiștii lucrează și la această oră pentru a le repune pe picioare. Senatul a eliminat taxarea cu 10% a concediului medical, însă mai este nevoie de câțiva pași pentru ca prevederea să intre în vigoare. După câteva zile de primăvară, un ciclon mediteranean aduce ploi în România. Vremea devine crapicioasă chiar de azi. Donald Trump a spus că va încuraja Rusia să atace țările NATO dacă acestea nu își plătesc la timp contribuția pentru apărare. Declarația a strânit criticile liderilor politici europeni care văd declarația lui Trump drept una extrem de periculoasă. Cel puțin 18 spitale din țară au fost atacate cibernetic noaptea trecută. Sistemul informatic Hipocrate, folosit pentru stocarea și gestionarea datelor pacienților, a devenit nefuncțional încă de la primele ore ale dimineții. Și la această oră, specialiștii lucrează pentru a repune pe picioare infrastructura informatică. Hackerii ar fi reușit să blocheze între 10 și 20 de terabiți de date. În exclusivitate pentru Euronews România, administratorul firmei care gestionează platforma spune că va depune o plângere la DICOT. Cât timp ați așteptat? De azi mers la 7:30. Și încă nu v-a primit nimeni? Nu, ne-a trimis acasă că nu merge sistemul. Ceva internet, cred că nu știu ce... Nu ne pricepem. Ne-am întors oarecum în timp cu ce făceam acum 10 ani, cu fișele de prezentare scrise de mână. Aproape simultan, sistemele informatice din cel puțin 18 spitale au cedat. Medicii care au încercat să acceseze programul în care lucrează au fost întâmpinați cu o pagină de eroare. Brusc, pixul și hârtia au devenit cea mai stabilă bază de date. Practic, acest sistem ține toată infrastructura informatică a spitalului, de la partea de prezentare, internare, spitalizare continuă, spitalizare de zi, inclusiv tot ceea ce lucrăm noi în partea TESA, contabilitate, gestiune și așa mai departe. Nu s-a putut face ieșirile, că nu, sistemul e recăzut. Și ne-a dat drumul acasă și ne cheamă peste câteva zile să ne dea act, formele. Dimineața nu am putut să înregistrăm pacienții care s-au prezentat pentru internări sau la camera de gardă în sistemul informatic pentru că nu a funcționat. În acest moment funcționăm fără a fi conectați la internet pentru că dorim să existe o protecție pentru datele pacienților și pentru sistem în sine. În cauza acestui act sau de 3 ore. Am diabet și trebuia să mănânc ceva și de 3 ore să stai să aștepți pentru atacul cibernetic, dar până la urmă nu-l prevede nimeni. Conducerea spitalului a fost informată că există mai multe atacuri cibernetice asupra platformei informatice Hipocrate și a luat imediat decizia ca legăturile internet ale acestei platforme să fie suspendate, ca astfel aplicația Hipocrate la spitalul nostru nu poate să fie compromisă. Asta e la ordinea zilei cu atacul cibernetic, da? Ați văzut și prim-ministru și președintele și pe toți ne atacă hackerii, nu? Atacul a afectat spitale importante din București, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Constanța, Buzău, Baia Mare, Maramureș, Iași, Timiș și Argeș. Totul ar fi început noaptea trecută. Atunci, hackerii ar fi reușit să pătrundă în sistemul informatic al companiei care administrează platforma Hipocrate, utilizată de unitățile medicale. Vreme de câteva ore, atacatorii ar fi criptat un volum uriaș de fișiere. În final, la ora 6:30 dimineața, sistemul a intrat în colaps. Putem să ajungem undeva la câte, undeva 10-20 de terabaiți. Sistemul n-a mai funcționat și atunci a trimis alerte că nu mai funcționează. Noi am transmis către toți clienții noștri o informare legată de faptul că până la identificarea organelor competente a modalității de atac, a modului cum s-a realizat, pentru că e foarte important. Mare parte dintre clienții atacați aveau sisteme de ultimă generație, ridicat. Administratorul firmei care gestionează sistemul Hipocrate spune că datele pacienților sunt copiate în dispozitive externe la fiecare 12 ore, tocmai pentru a putea fi recuperate în cazul unui atac. Totuși, ultima copie de siguranță a fost realizată la miezul nopții, cu cel puțin 4 ore înainte ca hackerii să acceseze ilegal platforma. Asta ar însemna că există un interval de cel puțin 6 ore în care medicii au încărcat date în sistem, fără ca pentru ele să existe copii de rezervă.
Colegul meu, jurnalistul Euronews, Andrei Rotaru, are detalii suplimentare despre acest subiect. Andrei, știm că spitalele au primit instrucțiuni încă de la primele ore. Ce noi informații ai? Da, bună seara, bun găsit tuturor. Încă de la primele ore de ale dimineții, de altfel, am văzut o adevărată desfășurare de forță. Așa arată unul dintre documentele primite de către angajații spitalelor, documente venite de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, prin care angajații erau instruiți ce să facă în orele următoare. Spre exemplu, acest document a ajuns la Spitalul Colțea deja la ora 12:49. Vorbim așadar despre un mesaj care conține instrucțiuni pentru angajați, atât cei care operează în mod obișnuit calculatoarele, cât și specialiștii spitalului sunt instruiți așadar să nu oprească echipamentul afectat pentru a păstra toate acele dovezi, toate acele urme care pot fi folosite mai târziu pentru analiză, pentru a-i depista pe atacator. Totodată sunt instruiți specialiștii, dacă dețin o copie de rezervă a datelor, să încerce să restaureze sistemele folosind acele copii de rezervă, acele copii de securitate. De altfel, asta am văzut la nivel național în cursul zilei de astăzi, o foarte mare mobilizare, astfel încât specialiștii să poată să repună pe picioare acest sistem. Sunt câteva aspecte cheie pe care trebuie să le reținem, în primul și în primul rând, după ziua de astăzi. În primul rând, că vorbim despre un volum foarte mare de date. Ne spunea chiar administratorul companiei care gestionează întreaga platformă informatică pe care spitalele o folosesc. Vorbim despre un undeva în jurul la 10-20 de terabiți de fișiere care au fost afectate. Așadar, un volum foarte mare. Pentru o bună parte ne imaginăm că există astfel de copii de rezervă, astfel de copii de securitate, însă pentru o parte dintre ele, cel puțin, lucrurile sunt încă neclare. Trebuie de asemenea să vorbim și despre impactul pe care un astfel de atac îl are, pentru că nu este pentru prima oară când vedem, pe de o parte la nivel național și pe de altă parte în lume, un astfel de atac. Un atac în cadrul căruia o organizație de hackeri sparge un sistem informatic, blochează datele de pe sistemul respectiv și în final cere bani pentru ele. Dacă ne uităm în urmă la astfel de atacuri, vedem că de multe ori hackerii au obținut ce și-au dorit, au reușit să blocheze date suficient de importante încât și-au forțat victimele să plătească răscumpărarea cerută. Nu pare să fie cazul de această dată, cel puțin până la această oră, însă abia în zilele următoare vom putea vedea exact ce s-a întâmplat și vom vedea totodată și cine va revendica acest atac, pentru că este foarte important de menționat că până la acest moment niciuna dintre grupările cunoscute pe care noi aici le-am monitorizat nu a publicat vreun anunț cu privire la faptul că deține aceste date sau că le-a criptat și așteaptă o răscumpărare pentru ele. Și în final mai este un lucru la fel de important de menționat referitor la modul în care am văzut tot acest atac desfășurându-se de altfel în cursul zilei de astăzi, și anume că deși am văzut o infrastructură performantă în cazul spitalelor, așa cum nu am văzut iată în cadrul atacului de la Camera Deputaților, acolo unde se vorbea despre infrastructură învechită, ei bine, acum specialiștii vorbesc despre o infrastructură nouă care totuși a cedat în fața hackerilor. Mâine expiră ultimatumul de 72 de ore pe care l-a dat poliția locală în cazul teraselor ilegale din parcul Herăstrău din Capitale. Când urmează să fie dărâmate, vedem imediat la știri. Senatul a eliminat taxarea cu 10% a concediului medical, măsură adoptată de guvern la finalul anului trecut. Dar mai este nevoie de câțiva pași pentru ca prevederea să intre în vigoare. Colega mea, Arina Delcea, vine cu toate explicațiile în direct din Parlament. Arina, bun găsit! Te vedem, te ascultăm! Bine v-am găsit. Este vorba despre un amendament inițiat de Partidul Național Liberal, de grupul PNL din Senat, care prevede această eliminare a taxării cu 10% a impozitului pentru concediile medicale. Ce s-a întâmplat astăzi în Comisiile de Buget, Finanțe și Muncă? Au avut o ședință reunită. Amendamentul a fost votat în unanimitate. A mers la plenul Senatului, care tocmai s-a încheiat. A fost adoptat și acolo, dar cei de la USR s-au obținut, așa au anunțat de la început, pentru a critica, într-un fel, modul în care a ajuns ca această eliminare să fie făcută. Pentru
că ce ar fi interesant de punctat? Vedem acum că un partid din coaliția de guvernare, PNL, reușește să elimine prin vot în Parlament o prevedere care a fost inițiată, adoptată de guvernul din care PNL face parte. Este vorba despre una dintre renumitele ordonanțe trenuleț adoptate de executivul condus de Marcel Ciolacu la finalul anului trecut. Ce mai știm este că guvernul spune că are de gând să facă această modificare prin ordonanță de urgență eventual și dacă așa ar sta lucrurile, ei bine, eliminarea a impozitului de 10% pe concediile medicale s-ar petrece imediat. În cazul în care se merge pe formula aceasta de Parlament, după votul de aici din Senat, proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților. Acolo se fac din nou comisii, se votează din nou amendamente, se fac rapoarte, se ajunge în plen, urmează un alt vot. Abia apoi legea ajunge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Vedem sigur dacă această eliminare a taxării concediilor medicale se păstrează și la Camera Deputaților. Deci vorbim de un drum mult mai lung, sinuos și deseori poate dura luni de zile, bine, s-a întâmplat să dureze și ani. În schimb, dacă această modificare ar fi operată de guvern prin ordonanță de urgență, aceasta ar intra în vigoare imediat. Aș mai puncta aici, ca să nu se înțeleagă greșit, astăzi, în ciuda votului de acum din Senat, este în continuare valabilă taxarea de 10% pe concediile medicale, pentru că vorbim despre o ordonanță ce intră în vigoare imediat, deci de la finalul anului trecut, atunci când a fost adoptată, ea este în vigoare. Mai sunt câțiva pași de parcurs, astfel încât să vedem acest impozit eliminat. De ce a vrut guvernul să taxeze cu 10% concediile medicale? Pentru că, spuneau membrii executivului, au descoperit că se fac tot felul de fraude și ne-au dat și niște cifre. 4,3 milioane de concedii medicale au fost luate anul trecut, iar costurile au depășit 6 miliarde de lei. Spuneau ei că este inacceptabil și tocmai de asta s-au gândit să supraimpoziteze concediile medicale. Dar reacțiile au fost virulente din partea societății civile. Am văzut Alianța Pacienților Cronici din România, de pildă, a cerut cu subiect și predicat Parlamentului, Guvernului, instituțiilor abilitate să ia măsuri, pentru că nu este normal ca pacienții cronici, oamenii care sunt în concediu de maternitate pentru îngrijirea copilului, de exemplu, să simtă această presiune nejustificată. Sunt oameni care chiar au nevoie de concedii medicale. Așadar, rămâne de văzut până la urmă dacă se va elimina vreodată acest 10% impozit pe concediile medicale și dacă da, dacă acest lucru se va face prin Parlament sau prin Guvern. Arina, mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Mergem mai departe și acum, de această dată, la Palatul Victoria, acolo unde liderii PSD-PNL discută deja de aproape 2 ore despre calendarul alegerilor din acest an. Fiecare partid vine cu o propunere separată în ceea ce privește comasarea alegerilor, iar în această seară ar trebui să avem o decizie finală. Jurnalistul Euronews Octav Vasilescu urmărește discuțiile. Octav, bun găsit! Ce strategii au PSD și PNL? Bun găsit, sunt mai bine de 2 ore de când discută liderii PSD și PNL despre comasarea alegerilor și strategia privind superanul electoral 2024, an în care vom avea în România pentru prima dată în istorie toate cele 4 tipuri de alegeri în decurs de un singur an. Deocamdată, din informațiile noastre, nu s-a ajuns la nicio concluzie în spatele ușilor închise. Ar fi vorba de un blocaj în acest moment în negocierile dintre PSD și PNL. Asta pentru că fiecare partid urmărește alt obiectiv în urma acestor discuții. De exemplu, liberalii își doresc cu tot adinsul o comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale. Asta pentru că în acest moment, potrivit ultimelor sondaje, Partidul Național Liberal s-ar afla pe locul 3 după PSD și AUR și consideră liberalii că o eventuală comasare a europarlamentarelor cu localele i-ar ajuta să treacă peste AUR atât la europarlamentare cât și la locale și astfel să rămână pe o poziție puternică în interiorul coaliției. De partea cealaltă, Partidul Social Democrat și-ar dori o a doua comasare a alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale, fie cu primul tur, fie cu al doilea tur, deoarece obiectivul premierului Marcel Ciolacu, care este în paralel și președintele PSD, ar fi să câștige în mod categoric toate rândurile de alegeri din acest an. Spunea Marcel Ciolacu, de exemplu, în cazul europarlamentarelor, că are partidul drept obiectiv să obțină peste 30% din mandate, iar mai apoi își dorește o victorie categorică și la parlamentare pentru ca PSD să dea tonul și în viitoarea coaliție de guvernare și, desigur, cireașa de pe tort pentru Partidul Social Democrat ar fi o victorie la alegerile prezidențiale, o victorie pe care partidul o caută încă de după Revoluție, dar fără succes. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la o concluzie astăzi aici la Palatul Victoria și dacă până la urmă vom avea o comasare pentru primele 2 rânduri de alegeri, poate și pentru cele din toamnă, sau dacă nu va fi niciun fel de comasare și atunci toate cele 4 rânduri de alegeri se vor desfășura separat. Octav, mulțumesc tare mult!
Discutăm de comasare ca o măsură prin care să putem să evităm 5 runde de alegeri în 6 luni de zile. Celelalte chestiuni care afectează tot ceea ce înseamnă votul românilor nu sunt negociabile. PSD merge la această negociere cu varianta propusă de colegii de la PNL și anume comasarea legilor europarlamentare cu locale. Presiunea, dacă există o presiune și există o presiune, este cea legată de calendarul legislativ, pentru că trebuie făcute niște modificări ca să putem să facem alegerile concomitent. Dacă se va ajunge la decizia unei comasări, cei care vor avea de câștigat vor fi cetățeni și democrația, pentru că, din punctul meu de vedere, acesta este argumentul suprem. Dacă reușim să avem cât mai puține rânduri de alegeri, dincolo de cheltuieli și alte argumente care au fost puse în spațiu public, putem să mizăm pe o participare mai mare a cetățenilor la vot. Sunt două scenarii aici. Fie vom vorbi de administrații locale blocate dacă consiliile locale nu mai susțin primarul în funcție, care mai are luni bune din mandat după alegeri, fie putem să vorbim și de situația opusă, în care un primar mai are semnătura pe milioane de euro, pe bugetul local, luni de zile bune, știind că nu mai poate în niciun fel să-și continue mandatul și fiind lipsit de responsabilitatea politică cea mai mare, și anume aceea de a te întoarce înapoi către cetățeni și a le cere votul. După câteva zile de primăvară, un ciclon mediteranean aduce ploi în România. Vremea devine capricioasă chiar de astăzi, iar la munte ne putem aștepta la ninsori. Colega mea, Ioana Cornev, are mai multe informații pe acest subiect. Bună seara, Ioana! La ce ne așteptăm în zilele următoare? Bună seara și bine v-am găsit! Urmează așadar două zile cu ploi și ninsori abundente în aproape toată țara, dar și cu un vânt foarte puternic, iar meteorologii spun că vor scădea și temperaturile, însă cu toate astea vor rămâne mai mari decât ar fi normală pentru această perioadă, mai ales când vorbim despre sudul țării. Concret, dacă săptămâna trecută ne-am obișnuit cu maxime de 19-20, chiar 22 de grade Celsius, în următoarele două zile maximele nu vor depăși, și spun meteorologii, 15 grade Celsius. Mai mult decât atât, vor fi și multe ploi, se vor acumula cantități foarte mari de apă, de 15-25 de litri, în special în zonele montane, acolo unde este foarte posibil să și ningă în această seară. A fost, de asemenea, emis și un cod galben de ninsori pentru altitudini mai mari de 1500 de metri, valabil din această seară și până mâine la ora 22. Meteorologii spun că nu am scăpat de iarnă nici după aceste două zile și că este foarte posibil ca în următoarele săptămâni temperaturile să rămână în continuare scăzute, pentru că cel puțin calendaristic iarna este în continuare prezentă și temperaturi cu minus, atenție, sunt anunțate chiar și pentru luna martie. Ioana, mulțumesc tare mult! Mergem mai departe. Un medic din capital a fost prins de polițiști după ce a tăiat cu maceta cablurile de internet și de la camerele de supraveghere ale unei cafenele. În urmă cu două luni, bărbatul a incendiat depozitul aceluiași local, însă atunci nu a fost prins. Potrivit unor surse, doctorul ar fi comis faptele după ce a consumat alcool în combinație cu medicamente psihotrope. Bărbatul este medic specialist neurolog la un centru de tratament din București, potrivit acelorași surse. Alarma la 112 a fost dată de femeia care administrează localul. Puțin după miezul nopții a observat pe camerele de supraveghere că bărbatul încearcă să intre în cafenea. Apoi acesta a tăiat cu maceta cablurile de internet și de la camere. Medicul a încercat să fugă de polițiștii de la secția 1 care ajunseseră la fața locului, însă a fost prins imediat. Bărbatul a fost condus la audieri, iar în urma extinderii cercetărilor s-a stabilit că acesta ar mai fi săvârșit o infracțiune în dauna aceluiași local. La data de 16 decembrie 2023, prin forțarea ușii de acces, bărbatul ar fi pătruns în incinta cafenelei, moment în care ar fi incendiat camera de depozitare, fiind provocate distrugeri la nivelul pereților. De asemenea, au fost distruse mai multe bunuri, printre care și obiecte electronice, prejudiciul fiind de aproximativ 7.000 de lei.
Potrivit unor surse, medicul în vârstă de 33 de ani a comis faptele după ce a consumat alcool și medicamente din categoria benzodiazepinelor, care au efect psihoactiv. El a fost reținut pentru 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru 2 infracțiuni de distrugere. Gripa, COVID-ul și rușeola sunt cele 3 diagnostice care aglomerează enorm secțiile de urgență. Mai mult, medicii atrag atenția că numărul cazurilor de COVID a crescut în ultima perioadă. De exemplu, la Spitalul de Copii din Brașov sunt de 3 ori mai multe cazuri decât în perioada pandemiei. La Spitalul de Copii din Brașov, numărul cazurilor de pacienți pozitivi cu SARS-CoV-2 s-a triplat în luna ianuarie. Medicii spun că secția de primiri urgențe este extrem de aglomerată și îndeamnă pacienții să meargă întâi și întâi la medicul de familie. Față de pandemie, care în medie erau cam 20 pe lună, în luna ianuarie au fost 76 de cazuri pozitive, iar acum avem 3 pacienți internați cu COVID. Să meargă întâi la medicul de familie, să nu aglomerăm urgențele, pentru că un tratament eficient de la început nu aduce copilul la spital. Totuși, instinctul unor părinți este de a merge la UPU imediat ce observă la copii primele simptome de răceală. Ce simptome a prezentat? Febră, dureri de cap, amețeală, vărsături, tuse. I s-a făcut test COVID sau de gripă? De gripă i s-a făcut. Acum așteptăm rezultatul. M-a chemat de la grădiniță și am venit pentru că doctora de familie este în medical și am venit direct aici. Doar apatic, stare febrilă și dureri de burtă. Acum așteptăm. În această perioadă, unitățile de urgențe din toată țara sunt din ce în ce mai aglomerate. Nu doar cazurile de COVID aglomerează unitatea de primiri urgențe de aici, de la Spitalul de Copii din Brașov, ci și cazurile de gripă sau rujeolă. Din cauza epidemiei de gripă, vizitele au fost interzise la acest spital, iar părinții pot lăsa pachete pentru copii doar într-un anumit interval orar. Conform ultimului raport al Ministerului Sănătății, la începutul lunii februarie au fost raportate aproape 2000 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național. 372 de persoane sunt internate în spital, 48 dintre ele în stare gravă în secțiile ATI. Medicii ne recomandă să evităm aglomerația și să avem o igienă corectă a mâinilor, iar la primul semn de îmbolnăvire să evităm ieșirea în colectivitate. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de înscriere la casa pregătitoare pentru anul școlar viitor. Sunt 2 etape în care părinții își pot înscrie copiii la școală, iar depunerea dosarelor este obligatorie pentru toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024. Colega mea, Ioana Nicolescu, vine cu mai multe detalii. Bun găsit! Prima dată din calendarul înscrierii la clasa pregătitoare este 25 martie, când are loc afișarea locurilor pe site-urile școlilor și a inspectoratelor școlare. După aceea, în data de 11 aprilie și până în data de 14 mai, părinții pot depune dosarele de înscriere. Iar în data de 29 mai are loc afișarea elevilor înmatriculați, dar și a locurilor rămase libere. Urmează a doua etapă de înscriere la clasa pregătitoare, care începe în data de 30 mai cu afișarea procedurii de repartizare. După aceea, în perioada 31 mai-7 iunie, părinții pot să depună fișele de înscriere. Iar în data de 21 iunie are loc afișarea listelor finale cu elevii înscriși. În cazul elevilor care nu au reușit să-și găsească un loc la clasa pregătitoare nici în prima, nici în a doua etapă, inspectoratele școlare sunt obligate să rezolve fiecare caz în parte în perioada 2-6 septembrie. În ceea ce privește criteriile de înscriere de la clasa pregătitoare, în primul rând, elevii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 trebuie să fie înscriși la clasa pregătitoare. Dar părinții pot cere amânarea cu un an, însă trebuie să fie pe un motiv justificat. De asemenea, copiii care aparțin circumscripției școlare au
prioritate, iar copiii care vin din altă circumscripție școlară trebuie să se înscrie pe locurile rămase libere și în cazul acestora există niște criterii de departajare. Spre exemplu, existența unui certificat de handicap sau existența unui document care atestă că respectivul copil este orfan de unul sau de ambii părinți. De asemenea, dacă respectivul copil are un frate sau o soră care se află deja înmatriculată la acea școală. Președintele Joe Biden a denunțat afirmațiile îngrijorătoare și periculoase făcute de rivalul său pentru Casa Albă, Donald Trump. În plină campanie electorală, Trump a spus că va încuraja Rusia să atace țările NATO dacă acestea nu își plătesc la timp contribuția pentru apărare. Declarația a stârnit criticile liderilor politici europeni care văd declarația lui Trump drept una periculoasă și spun că orice fel de sugestie de acest fel subminează securitatea aliaților. Într-o postare pe rețeaua X, Biden l-a numit pe Trump unul dintre lacheii utile ai lui Putin. Vreți să știți de ce este importantă Ucraina? Pentru că, după cum puteți vedea, Putin și lacheii săi utili stau cu ochii pe premii mari, a scris președintele Biden pe rețeaua X. Pentru Joe Biden, cuvintele lui Donald Trump au indicat în mod clar dorința fostului președinte republican de a-i abandona pe aliații europeni în cazul unui atac al rușilor. Faptul că Trump recunoaște că intenționează să-i dea lui Putin undă verde pentru război și pentru a extinde agresiunea asupra Poloniei și a țărilor baltice este îngrijorător și periculos, a subliniat Joe Biden într-un comunicat. Imediat după declarația lui Donald Trump, secretarul general al NATO a avertizat că afirmațiile împotriva alianței ar submina securitatea tuturor, inclusiv pe cea a Statelor Unite. În plus, Stoltenberg e de părere că soldații americani și europeni sunt astfel expuși unui risc sporit. Și alți lideri europeni au reacționat în același ton. Președintele Consiliului European Charles Michel a catalogat declarațiile fostului președinte american ca fiind nesăbuite și a acuzat că servesc doar intereselor lui Putin. Iar premierul Poloniei a scris că nicio campanie electorală nu este o scuză pentru jocuri care pun în pericol securitatea alianței. Ultimele date arată că statele de pe flancul estic al NATO și-au mărit alocarea bugetară pentru apărare, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina. În prezent, ținta de finanțare a apărării de 2% din produsul intern brut al fiecărei țări cerută de NATO este respectată de aproape toate țările est-europene. Ungaria, Grecia, Finlanda sau România au reușit să depășească această țintă. Polonia se află printre țările cu cea mai mare alocare din PIB pentru apărare, aproape 4%. Parlamentul României a aprobat, spre exemplu, cumpărarea de submarine și avioane F-35, însă acestea ar putea fi livrate României abia peste 5-6 ani. Ceva mai devreme ar putea ajunge în dotarea armatei cele 54 de tancuri Abrahams. Primele tancuri ar trebui să fie livrate în 2026. Aproape 260 de milioane de oameni din 58 de state se confruntă cu foamete acută din cauza războaielor, schimbărilor climatice și crizelor economice. O situație dificilă este în Ucraina, fâșia Gaza și Sudan, măcinate de conflicte armate. Războiul din Ucraina, stat care este unul din cei mai mari producători de produse agricole la nivel mondial, a accentuat insecuritatea alimentară în mai multe țări sărace dependente de importuri, avertizează Organizația pentru Alimentație și Agricultură a. Invazia armatei ruse, care durează de aproape 2 ani, a provocat sectorului agricol din Ucraina distrugeri de 10 de miliarde de dolari. Au fost distruse recolte, porturi și silozuri. În aceste condiții, exporturile de cereale s-au redus cu aproape 30% în perioada 2022-2023. We estimate that there's about $40 billion worth of damage to the Ukrainian agricultural system infrastructure. Criza umanitară se adâncește și în fâșia Gaza, unde aproape 2 milioane de oameni au trebuit să-și lase casele din cauza luptelor dintre organizația militantă Hamas și armata Israelului. There are really almost unprecedented levels of acute food insecurity, hunger and near famine-like conditions in Gaza. It's really an almost unprecedented situation that we find ourselves in. O situație complicată este și în Sudan, țară din nord-estul continentului african. Peste 6,3 milioane de oameni au fugit din calea războiului.
Pentru a răspunde crizelor umanitare tot mai frecvente, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a solicitat 1,8 miliarde de dolari, cu care să ajute aproape 43 de milioane de oameni să-și producă propriile alimente. Armata israeliană a eliberat doi statiști ținuți de aproape 130 de zile în fâșia Gaza. Operațiunea a avut loc în Rafah, în apropiere de granița cu Egiptul, acolo unde se concentrează acum acțiunile militare. Palestinienii susțin că 50 de oameni au murit în timpul raidului armatei israeliene. Cei doi ostatici erau ținuți de teroriștii Hamas într-o clădire din centrul orașului Rafah. Ei au fost eliberați după o operațiune pregătită temeinic, a anunțat armata israeliană. După raiduri aeriene, soldații au folosit explozibil pentru a intra în clădirea în care se aflau civilii răpiți de teroriști. Acuhota miuhadim parțule mivne belev Rafiah. Sham, bakuma șnia, urzecu lui su Fernando, bidei mehablim hamușim și la Hamas. Fernando Simon Marman și lui Ishar au fost capturați de teroriștii Hamas dintr-un kibuț aflat la 30 de kilometri de granița cu fâșia Gaza. Bărbații cu cetățenie israeliană și argentiniană au petrecut 128 de zile în captivitate. Soldații au găsit slăbiți, dar în stare stabilă. Ei au fost transportați cu elicopterul la un spital din Israel, unde îi așteptau medicii și rudele. To be together with my family and it was very emotional to see them, to hug them, to feel them. Luckily for us as a family, they were saved tonight. But I must say that the job is not done. We are happy today, but it's not we didn't win. It's just another step towards bringing all the other 134 hostages back home. And it doesn't matter if it's babies, women, men, elder people. Everybody must come back as soon as possible. Armata israeliană a inițiat operațiunea din Rafah acum câteva zile. Președintele american Joe Biden i-a cerut premierului de la Tel Aviv să nu înceapă loviturile fără un plan credibil de protejare a civililor. Potrivit ONU, de la începutul războiului, 1,3 milioane de palestinieni s-au refugiat în Rafah, mai aproape de granița cu Egipt. Kansas City Chiefs a câștigat Super Bowl pentru a patra oară în istorie, iar meciul a fost cel mai scump și urmărit eveniment sportiv. Detalii imediat la știri. Primarul sectorului 1 cere primarului general să semneze autorizația de demolare a teraselor construite ilegal în Herăstrău. Mâine expiră ultimatumul de 72 de ore dat de poliția locală proprietarilor celor 7 terase, iar Clotilde Armand spune că se așteaptă ca Nicu Jordan să semneze actele în orice moment. Edilul sectorului 1 susține că a discutat de mai multe ori cu primarul general problema construcțiilor ilegale și că acesta ar fi de acord cu ea. Însă Nicu Jordan nu agrează varianta demolării teraselor, fără ca patronii să primească un spațiu în care să-și mute afacerile. Proprietarii au deja un dosar penal care este deschis. Cazul lor va fi și mai grav dacă nu respectă acest termen. Și primarul general, care nu numai că este administrator acestui parc, dar intră în jurisdicția lui, pentru că e vorba de un monument istoric, el trebuie să semneze dispoziția de primar general. Eu mă aștept în orice moment să fie semnat de primarul general. Ați discutat cu Nicu Jordan? Pe subiectul acest, am discutat de multe ori pe acest tip de subiect, adică niște construcții ilegale construite în jurul unui monument istoric sau chiar construcții ilegale construite pe un emplasament monument istoric. Din ce în ce mai mulți români cad în plasa unei noi metode de înșelăciune pe rețelele de socializare. Cu promisiunea unui câștig rapid și sigur, oamenii sunt îndemnați să aprecieze anumite postări în schimbul unor sume de bani. Inițial primesc și până la 50 de lei, însă ulterior sunt păcăliți să investească sume mult mai mari pe anumite platforme. Nu ajung să câștige mai mult, ci le sunt furate date sensibile și bani din conturile personale. Poliția română recomandă internauților să evite accesarea linkurilor suspecte, dar și să-și instaleze un software de securitate care îi va proteja împotriva amenințărilor cibernetice. Sporul natural în România continuă să se mențină la un nivel negativ. În ultima lună a anului trecut, numărul cetățenilor decedați a fost aproape dublu față de cel al nou-născuților.
În decembrie au murit aproape 22.000 de persoane, cu peste 2.000 mai multe față de luna precedentă. În schimb, s-au născut doar puțin peste 11.400 de copii, cu 4,5% mai puțini față de noiembrie. Autostrada Soarelui va fi închisă câte 4 nopți în următoarele 2 săptămâni între Glina și Cernica. Tronsonul nu va fi funcțional în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în intervalul 23-4 dimineața, din cauza lucrărilor la pasajul autostrăzii A0 București Sud. Șoferii vor fi redirecționați pe ruta București-Brănești-Fundulea și Cernica-Centura București. Kansas City Chiefs a câștigat Super Bowl pentru a patra oară în istorie, după ce s-a impus cu 25-22 în fața echipei San Francisco 49ers, după un meci spectaculos care a avut nevoie de prelungiri. Tradiționalul show de la jumătatea finalei l-a avut protagonist pe legendarul artist R&B Usher, câștigător al 8 premii Grammy. Cântărețul de 45 de ani mai urcase odată pe scena Super Bowl în 2011, în show-ul celor de la The Black Eyed Peas. Usher a avut-o apoi ca invitată pe Alicia Keys. Un interes enorm a provocat și prezența superstarului Taylor Swift, care are o relație cu Travis Kelce, vedeta echipei Kansas City. La final au asistat o mulțime de alte vedete, precum Blake Lively, Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga, Gwen Stefani, LeBron James și Elon Musk. Super Bowl 2024 s-a jucat pe al doilea cel mai scump stadion din lume, arena din Las Vegas, costând 2 miliarde de dolari. Minutul de publicitate la TV în timpul meciului s-a ridicat la prețul record de 14 milioane de dolari. Super Bowl 2024 a atras un interes mai mare decât oricând, audiența estimată la nivel global fiind de peste 150 de milioane de telespectatori. Patrick Mahomes, în vârstă de 28 de ani, și-a adjudecat al treilea său Super Bowl și își continuă drumul către recordul de 7 trofee, deținut de legenda Tom Brady. I can't even explain what was going through my mind. I was just extreme joy. Didn't even know where to go. It's so excitement, man. I'm so proud of the team, so proud of the guys, and to battle to the very end. I mean, that was a microcosm of our season. I said it, and everybody came together, and we were able to get the win. Ne mai despart câteva luni de debutul Jocurilor Olimpice de la Paris. Și țara vecină Elveția vrea să atragă o parte dintre turiști cu un obiectiv important, Muzeul Olimpic din Lausanne. Situat într-un decor spectaculos pe malul lacului Leman, muzeul a fost inaugurat în 1993 și prezintă istoria Jocurilor Olimpice începând cu Grecia Antică. Printre altele, aici este expus și echipamentul în care Elisabeta Lipă devenea campioană olimpică în 2004 la Atena. Muzeul Olimpic spune povestea Jocurilor Olimpice atât prin expoziții permanente cât și prin expoziții temporare. În acest an, unul olimpic, sunt așteptați aici peste 200.000 de vizitatori din toată lumea. Parterul muzeului este dedicat istoriei Jocurilor Olimpice, începând cu edițiile din Grecia Antică. Tehnologia audio-video permite redarea mai multor momente importante din istorie, iar pe ecran sunt prezentate ceremoniile de la diverse ediții. Fondator al Comitetului Internațional Olimpic Forge și are sediul tot la Lausanne, Pierre de Coubertin este considerat părintele Jocurilor Olimpice moderne. Lausanne is the Olympic capital because this is where Pierre de Coubertin brought the International Olympic Committee in the beginning of last century. It was an idea to add culture to sport, blend it and make something for the future generations. Etajul 1 al muzeului are o parte dedicată Jocurilor Olimpice de vară, iar o alta celor de iarnă. Aici sunt expuse numeroase piese de echipament folosite de marii campioni olimpici. Considerat unul dintre cele mai importante obiective turistice din Lausanne, Muzeul Olimpic a fost înființat în 1993 la inițiativa lui Juan Antonio Samaranch. Muzeul prezintă o sumedenie de costume și echipamente sportive care au aparținut marilor campioni olimpici. Printre acestea se află și costumul cu care Elisabeta Lipă devenea în 2004 la ediția de la Atena campioană olimpică în barca de 8+1 feminin.
când mi s-a propus, am donat cu o mare bucurie și este o onoare pentru mine să fac parte din galeria celor mai mari sportive ai lumii și să fiu acolo la loc de cinste în Muzeul Olimpic de la Lausanne. La ediția din acest an a Jocurilor Olimpice, care va avea loc la Paris, delegația României și-a propus să câștige între 6 și 8 medalii. Etapa de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost anulată din cauza temperaturilor ridicate. Săpada de pe pârtii s-a topit, la fel și stocurile pregătite pentru competiția ce urma să aibă loc weekendul viitor. Iar la jumătatea lunii februarie, la Patra Turne, ar trebui să se desfășoare două etape ale Cupei Mondiale la Sanie. Însă și acestea sunt sub semnul întrebării. România organizează în sezonul rece etape de Cupă Mondială încă din anul 2013 și face parte dintr-un circuit select al țărilor alese de Federația Internațională de Schi pentru a organiza astfel de competiții. Este pentru prima oară când această competiție desfășurată în România este anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De mai bine de 10 ani sunt organizate aici, la baza olimpică de la Râșnov, competiții de cupă mondială în fiecare iarnă. Anul acesta, etapa mondială la sărituri cu schiurile a fost anulată din cauza temperaturilor mult prea ridicate. S-au făcut inclusiv stocuri de zăpadă, dar acestea s-au topit. Ne afectează cumva pe plan local faptul că nu se mai ține această competiție și aici mă refer la toți cei care veneau să urmărească această competiție în Râșnov, care veneau și se cazau la Râșnov pentru câteva zile, care veneau și cheltuiau banii până la urmă aici în comunitatea locală. În ultimele zile, termometrele au arătat la Râșnov între 10 și 17 grade Celsius, vreme bună mai mult pentru o plimbare în aer liber. Cum vi se pare vremea? E foarte bună, parcă e început de primăvară. Vremea e sub încălzire, nu? Încălzirea globală. Și probabil că ne afectează și pe noi. Câte grade au fost zilele acestea aici la Râșnov? 14, 16, nu știu. Exact. 14, da, cam așa. Și 17 a fost într-o zi. Dar ne prostește așa când e cald, când e frig. Nu știu ce să zic. Toată lumea se miră și își pune întrebarea ce se întâmplă. Competiții de Cupă Mondială au mai fost anulate sezonul acesta și în Germania, Franța și Elveția. Este o problemă extraordinar de mare cu temperaturile care au fost nu numai în România și sunt încă și în Europa, iar competițiile de nivel european și mondial sunt puse în pericol de a nu se organiza în această perioadă. O sportivă româncă s-a accidentat și și-a fracturat femurul la campionatul mondial de schi fond organizat în Slovenia, datorită faptului că s-a făcut foarte multă gheață pe pârtia de schi fond din cauza ploilor. Vremea prea caldă și ploile au închis pârtia Veverița de la Vatra Dornei, iar pe pârtia Parc se schiază doar în partea de jos. La jumătatea lunii februarie, Vatra Dornei ar trebui să găzduiască două etape ale Cupei Mondiale la Sanie și sezonul de schi este compromis după ce mai multe pârtii din țară au fost închise. Printre acestea se numără cele din Poiana Brașov, din partea inferioară a masivului Postăvarul și câteva pârtii de pe Valea Prahovei. Sute de mii de oameni petrec în Brazilia la vestitul Carnaval de la Rio. Reprezentanții celor mai mari școli de samba defilează pe străzile orașului. Ediția din acest an se desfășoară până pe 17 februarie. Atunci va avea loc Parada Campionilor, când cele mai bune 6 școli clasate vor defila pentru a doua oară pe sambadrom. Evenimentul se desfășoară pe Samba Drum, o structură din beton creată în urmă cu 40 de ani. Școlile de samba defilează în fața tribunelor de pe principala stradă din Rio, de la lăsarea serii până dimineața. Tem un carnaval, que é um movimento muito forte, em que a gente ocupa vários lugares da cidade, com os blocos de carnaval, trazendo essa performance nessa altura, né? Que foi uma novidade no Rio de Janeiro. Quem acompanha o carnaval há mais de 10 anos viu a diferença do que era o carnaval antes e o que é o carnaval hoje, com mais a introdução dessa performance
dentro dos blocos. Rio are în total 120 de școli de samba, care au la dispoziție între 60 și 70 de minute pentru a convinge juriul. Sunt luate în calcul unele criterii precum costumele, prezentarea temei defilării, secțiunea ritmică sau carele alegorice. Carnaval, assim, no Rio de Janeiro, ele reprezintă o Brasil, reprezintă cor, reprezintă diversidade, reprezintă liberdade, felicidade, enfim, eu sou super carnavalesca e o carnaval no Rio, ele complementa meu ano, o ano inteiro. Assim. Există și o latură sumbră a carnavalului de la Rio. Din cauza agresiunilor sexuale frecvente, autoritățile metropolei au înființat pentru această ediție puncte de ajutor pentru femei. Există de asemenea problema salubrității. Reprezentanții primăriei din Rio au anunțat că după festivități vor împrăștia pe străzi 2000 de litri de esență concentrată de eucalipt. Doamnelor, domnilor, jurnalul a ajuns la final. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. De la Fix, cu mai multe informații, vă așteaptă colegul meu Vitalie Cojocari. Noi ne revedem la 20, iar până atunci nu uitați să intrați și pe site-ul nostru, euronews.ro. Pe curând!